Doamnelor și domnilor, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ca la noi. Astăzi într-o zi extraordinară, dumneavoastră, eu și invitații noștri suntem în clubul oamenilor extraordinari. De ce? Pentru că avem nevoie de oameni extraordinari, nu-i așa? Absolut, absolut, sunt perfect de acord. Bună ziua și bine v-am regăsit. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, după cum bine, foarte bine știți, nu bine, chiar foarte bine, avem o persoană extraordinară, o persoană care interacționează cu oamenii din întreaga lume și mai ales face foarte mult, vine cu mare generozitate. Doamna Latici, Loredana Latici, cum reușiți, doamnă, să faceți atât de mult bine? Păi știi cum este, în momentul în care poți, ai și cu ce și te duce și mintea, de ce să nu faci? Adică lucrurile sunt relativ simple, important este ce înseamnă bine. Pentru că de foarte multe ori confundăm binele, eu aș putea confunda binele meu cu binele tău și cu binele altuia. Poate pentru cineva bine înseamnă să stea în vârf de munte singur, da. Poate pentru altcineva bine înseamnă, nu știu, să stea în vârful New York-ului, în cel mai mare office building, înconjurat de milioane de oameni. Așa încât depinde foarte mult de fapt ce înseamnă să faci bine. Din punctul meu de vedere, da. Ce consider eu că fac bine... Așa. Pur și simplu explic niște mecanisme mentale prin care oamenii funcționează la nivel general și fiecare ia de acolo ce îi se potrivește. Și totul pe un fundament de iubire de sine, de respect de sine și de etică. Este foarte important ca ceea ce facem să fie etic, să fie ceva valoros, să fie ceva sănătos și să respectăm granițele celuilalt. Chiar dacă nu suntem de acord cu părerea cuiva, foarte bine, putem să-i respectăm părerea fără să o îmbrățișăm. Adică eu de obicei chiar și spun lucrul ăsta. Respect ceea ce ai spus și eu aleg să iau din ceea ce tu spui ce mi se potrivește mie. Și e ok, nu neg ce spune cineva sau nu neg ce trăiește cineva. Foarte des oamenii se fac. Se întâmplă, da, se întâmplă, este adevărat. Ce putem spune despre doamna Loredana Latici? Foarte multe. Ia uitați ce avem pe aici. Iartă-mă, Cosmina. Dar, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că a fost o încântare pentru mine să aflu de domnia sa odată când eram plecat anul trecut, de fapt, în Tenerife. De ce? Pentru că sunt niște oameni acolo, oameni vii care trăiesc și care mi-au spus pe această lume există doamna Loredana Latici, care mi-a făcut mult bine. Și am aici o declarație de dragoste. De fapt, este o mulțumire în carne și oase pentru binele pe care îl face, pentru care l-a făcut acolo și încă totuși continuă să-l facă. Doriți să auziți această mărturie cu mare drag? Da, chiar mulțumesc! Haideți să vedem. Doamna Loredana Latici ne ajută cu etică. Așa spune Ana Liliana Ionescu, care a făcut cu dumneavoastră la Madrid 60 de ore, neobosite, neîntrerupte. Da. Ce a spus? Apropo de asta, a obținut o nouă profesie datorită dumneavoastră, poate ajuta mai multe persoane tot datorită dumneavoastră. Noi suntem miracolul, spune domnia sa, putem să ne cunoaștem 100%. Oare chiar așa este? Da, dar cu muncă. Adică nu stăm în pat și chiar cu muncă poți să te cunoști într-adevăr 100%. 100%. Așa. Ce a amplificat în viața, ce s-a amplificat în viața Lilianei? Familie, afacere și profesia de coach. I-ați dat un nou sens. Ați adăugat acolo așa pur și simplu. Totul a fost cu plus. I-a dat cu plus. Lilian are un fel de a fi și are un cuvânt, abundanția. Mamă, ce îmi place. Și atunci pentru mine este doamna abundanția din Tenerife, din Adehe. A spus, totul a fost pe plus. După această întâlnire miraculoasă cu dumneavoastră, investiția în mine, a spus, Liliana, contează datorită dumneavoastră. Să mai citesc? Dacă eu cresc și ceilalți cresc, a spus Liliana, și în 60 de ore lucrate, că ați lucrat intens cu toți oamenii de acolo și așa faceți, au primit emoții, strategii și foarte multă dragoste. Și în plus, ca ceva apoteotic, acest curs de coaching pe care l-ați oferit și încă l-oferiți, folosește oamenilor de la 10 ani până la 100 de ani. Da. Ce poate fi mai frumos decât oameni vii care trăiesc în alte țări să vă recunoască pe dumneavoastră, diamantul Loredana Latici. Mulțumesc, da, într-adevăr, îmi dau și lacrimile pentru că știu cât înseamnă o schimbare în viața unui om
Știu cât înseamnă să impactezi viața unui om, pentru că fiecare dintre noi în anumite momente din viață suntem impactați de alți oameni, câteodată în sens pozitiv, câteodată în sens negativ. Eu acum sensul negativ nu-l mai numesc chiar negativ, e de fapt un sens de provocare de a crește. Adică ceva de genul acela. Și știu ce înseamnă de fapt să muncești pentru că ai nevoie de curaj, într-adevăr, să te descoperi pe tine. Este mult mai ușor să crezi ce se spune despre tine sau cumva să pasezi responsabilitatea vieții tale la soț, la soție, la cățel, la purcel, la așa, decât de fapt să-ți asumi, ia stai un pic. Ok, am intrat în situația asta, accept nu știu ce relație, dar de fapt care este numitorul comun în toată povestea asta? Și poți să descoperi că tu ești. Și atunci unii oameni sau 90% din oameni încep să se blameze, să se critique. Nu sunt bun de nimic, nu sunt în stare, nu aia. Eu privesc partea cealaltă a paharului. Wow. Și spun, ok, în primul rând felicitări că ai conștientizat că stai într-o situație nepotrivită ție. Este lucru cel mai important. 90% din călătorie ai făcut. Deci felicitări. De aici tu decizi ce faci. Mai rămân 10%, o mică acțiune ca să schimbi ceva. Asta se întâmplă cu oamenii care mă întâlnesc. Găsesc puterea aceea în interior, acel diamant de care eu tot vorbesc în interiorul fiecăruia, în care eu cred maxim. Deci dacă acum vii și spui, dacă ai 1% îndoială că tu crezi în diamantul ăsta și am așa o putere să văd că tu ai 1% și îți pui capul jos, ai curaj să ți-l tai cu vreo secure? Și eu zic, am curaj. Pentru că știu și sunt foarte conștientă și cred cu toată ființa mea că fiecare om în interiorul lui este extraordinar. Ce se întâmplă însă? 90% din cazuri, știi cum e, acel extraordinar cum ar fi această cană, este undeva în interiorul meu acel diamant. Numai că eu crescând și în diverse medii, am început să acopăr cu niște băliguțe pe acolo, știi? Cu niște deșeuri. Câteodată mai urât mirositoare. Wow. Da? De genul, nu ești suficient de bun, nu ești cine ești tu să vorbești sau să te exprimi, nu vezi că nu știi să nu știu ce, nu? Și tot lucruri de genul ăsta adunate în anii, eu am 44, deci îți dai seama câte lucruri se adună. Mulțumesc. Mai ales în momentul, mulțumesc, în momentul în care 24, nu prea gândești. 24, pentru telespectatorul 24, da? Îmi place optimismul, dumneavoastră, și energia bună. Și atunci, ce se întâmplă? Uneori oamenii își dau seama că în interiorul lor există ceva. Numai că în momentul în care se apucă să zgârme, întâi dau de ce? De toate chestiile alea urât mirositoare și se sperie. Și atunci se opresc. Și este exact ca în bancul ăla, dacă știi bancul ăla cu 100 de garduri. Așa, nu știu. Era un banc și mi se pare genial legat de povestea asta, ceva de genul într-un spital de nebuni. Am spus, nu mai avem loc pentru atâția nebuni, hai să facem următorul exercițiu. Așa? Le dăm drumul acasă și singura sarcină să alerge să sară 100 de garduri. Lucru foarte simplu, că ei se iau gardul în fiecare zi, deci nu era nimic deosebit la treaba asta. Și au pus gardurile, i-au aliniat pe toți și au spus, săriți, cine reușește să sară 100 de garduri, pleacă acasă, e sănătostun. Wow. Și ce crezi că se întâmplă? Au sărit un gard, 2, 30, 40, 50, 60, 70, la gardul 99 s-au oprit toți. Extraordinar. Și au spus, am obosit, mai bine ne întoarcem. Wow. Și au sărit înapoi 99. De ce? Pentru că acel un gard făcea diferența între situația actuală, care se numește cumva zona de confort, după mintea mea e zona de disconfort, dar asta e partea a doua, că de multe ori nu prea conștientizăm. Da. Și să iasă necunoscut, adică să se ducă acasă. Era o chestie pe care nu o cunoșteau. Wow. Da, și atunci exact așa se întâmplă și aici. Săpăm, dăm numai de chestii neplăcute și exact la chestia 99 nu mai avem un pic de perseverență sau un pic de răbdare sau un pic de încredere să mai săpăm un pic, să dăm de acest genial și extraordinar diamant. Extraordinar. Ce fac eu? Încurajez oamenii să sape. Oh. Atâta tot. Doar mai e un pic de răbdare. Un pic de răbdare. Nu știi, o secundă poate să mai fie și să dai de el. Să dai de acel lucru extraordinar din interiorul tău. Alți oameni numesc divinitate, alții numesc diamant, alții numesc genialitate, alții... Da. Indiferent ce nume îi dai, este acel ceva care este extraordinar în tine. Și eu cred mult în treaba asta. Și asta fac, de fapt.
A, vă mulțumesc și eu la fel și bine ați venit, că aici suntem la Clubul Oamenilor Valoroși. Sapă, sapă, frate, sapă până când vei da de apă. Exact. Așa sunt câte ori. Exact, da. Extraordinar. Faceți lucruri extraordinare. Îmi plac oamenii care sunt autentici, așa ca tine. Am lucrat, să știi că am lucrat, nu eram așa. Da? Da, adică în vechimea mea nu eram autentică, eram foarte prefăcută. Uh-huh. Eram foarte, adică eram ca un cameleon. Aha. Știi, ceva de genul ăla, să dau bine stânga, să dau bine dreapta, pentru că de fapt suferam de frica de a fi respinsă, de frica de a fi izolată, de a nu mă cadra cu ceilalți, da. Până să descoper că de fapt eu sunt valoroasă și fără ceilalți. Atunci mă valorizam prin ceilalți, pentru că așa învățasem din copilărie. Și atunci, bineînțeles că pentru a mă fitui, să zic așa, pentru a mă potrivi într-un loc, eram ca un fel de cameleon. Și abia, acum vreo 10 ani, cred. Acum vreo 10 ani, cam când am început eu partea mea de dezvoltare, de fapt în 2007 am început-o, partea mea de trezire. Momentul acela eu îl numesc momentul în care am început să gândesc. Până atunci eram pe pilot automat, eram după cum fusesem educată, fusesem programată de societate, de mamă, de tată, de frate, de soră, de profesor, de toată lumea. Okay. Abia în 2007 am început să zic, bă, stai un pic, eu sunt mai mult decât atât. Bineînțeles că a fost perioada de depresie a vieții mele, pentru că am început să zgârm, da? Și când am început să zgârm, când am început să zgârm, am dat de ce vorbeam mai devreme, până să ajung la la diamantul extraordinar. Și abia după aceea am înțeles că de fapt este extraordinar de important pentru viața mea, pentru fericirea mea, pentru liniștea mea, pentru succesul vieții mele. Da. Este esențial să încep să fiu autentică și să-mi asum. Este, pentru mine a fost o nouă viață. Păi chiar o să spun vede, că am renăscut. Păi rănașteți în fiecare zi, nu știu cum faci. Da. Dar uite, așa fac. Mă antrenez să... Eu cred foarte mult în antrenament. Mă antrenez să fiu fericită, mă antrenez să fiu autentică, mă antrenez să fiu etică, mă antrenez. În fiecare zi? În fiecare zi, pentru că e o bucățică cu bucățică. Pentru că viața și contextele și oamenii pe care îi întâlnesc, eu consider că nimic nu mi se întâmplă degeaba. Fiecare vine cu un mesaj pentru mine. Unii oameni mă provoacă să-mi încalc etica, de exemplu. Da? Adică propunându-mi diverse chestii așa mai pe la limită, mai pe sumasă, mai pe nu știu ce. Și atunci eu, practic, am ocazia să spun, stai un pic. Eu m-am antrenat pe treaba asta, nu mai vreau. Adică lucruri de genul acesta. Și universul îți dă continuu, legate de bani, legate de relații, legate de profesie, legate de orice. Și chestii mărunte. De exemplu, asistenta mea a dus niște plicuri la poștă. Așa. Și cea de la poștă, nu știu, au mai multe facturi, și cea de la poștă a greșit cu vreo 45 de lei. Păcălindu-se ea cum ar veni, cea de la poștă. Da. Ea n-a numărat. S-a întors, au trecut vreo două săptămâni, îmi spune contabila că, uite, știi, registrul de casă sunt 45 de lei în plus. Așa. Și am spus, adică cum, de unde sunt? Păi uite, de la poștă. Și am spus, a, da, și am spus asistentei mele, zic, ok, te rog, du-te la poștă și dă-i cei 45 de lei înapoi. Te cuseră două, trei săptămâni, dă-i cei 45 de lei înapoi, pentru că acea femeie a plătit din buzunarul ei și mie nu-mi trebuie. Așa este, da. Înțelegi? Deci universul se dă în fiecare zi, ok, dacă eu antrenez astăzi iubirea, păi sigur o să-mi dea universul o situație în care eu să-mi dovedesc iubirea, nu doar pe vorbe. Dacă eu antrenez pe fapte, dacă eu antrenez etica, păi astăzi îmi dă universul o situație în care chiar să arate că ok, ia să te vedem, ești etică sau nu ești? Înțelegi? Și atunci e chestie de zi cu zi. Eu așa cred, ca la o floare sau ca la un pământ într-o grădină. Dacă l-ai cultivat o singură dată și l-ai lucrat cu sârg și ai făcut acolo câmpul cel mai frumos, o să vină, anotimpurile se schimbă, da? Și dacă nu continui să lucrezi pe el, păi mâine pe mine îți bălării. Și atunci este foarte important acest lucru de fiecare zi. Și cei care mă urmăresc știu că eu sunt, din punctul meu de vedere, am găsit o metodă extraordinar de simplă și de eficientă, pixul și foaia. De asta eu iubesc foile. Mulțumesc, să știți că am și albe. Da, serios. Și eu în fiecare zi am un program cam de o oră, două, depinde cum reușesc să mă încadrez, în care stau doar cu mine. În sensul că cu mine, cu pixul și cu foaia mea, că toate sau cu notițele de pe telefon, depinde pe unde sunt, în care îmi pun întrebări. Ok, astăzi, ce mi s-a întâmplat astăzi?
ce a venit din exterior, ce a venit din interior. Cum am reacționat eu în diverse situații? Mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, vreau să păstrez, vreau să schimb și mă iau la purica. Dacă sunt lucruri care nu-mi plac sau sunt situații care se repetă, da, și ajung în ele a 50-a oară, că da, pixul și foaia mea se înregistrează acolo, da? Și spun, ok, ce lecție am eu de învățat de aici? De fapt, ce este în trecutul meu ceva de rezolvat, de reparat, de gândit, de analizat, de repoziționat, de recadrat, de rearanjat, astfel încât să mă ajute asta să cresc. Wow. Adică nu e o chestie că te pui în pas și spui, da, fac, nu știu, mă gândesc 2 minute și am terminat. Analizează-te, dar fă-o cu iubire. Adică fă-o din postura în care tu ești cel mai bun prieten al tău. Nu o fă din postura în care tu ești cel mai mare critic al tău, pentru că nu faci altceva decât să te abuzezi atunci. Adică dacă eu sunt cel mai bun prieten al meu și spun, în primul rând, când greșesc ceva, reacția mea este că descoperi, da? Că, ok, iar am făcut chestia aia. Bun, mai am o lecție de învățat. Da. Și spun, wow, Loredana, felicitări pentru că ți-ai dat seama. Altă dată spuneam, proasta lumii, degeaba ai făcut atâta școală și atâta facultate și atâta, că tot varză ești. Ăsta era dialogul vechi. Acum dialogul nou este, Loredana, felicitări pentru că ai conștientizat că ai greșit. Că oricum greșeai, numai că nu-ți dădeai seama, adică erai undeva pe sub pământ sărele. Te-ai restartat. Da, și după aia îmi spun, bun, acum că ai descoperit, ce vei face diferit data viitoare? Pentru a crește, pentru a învăța din propriile mele greșeli. Și atunci viața devine, într-adevăr, o călătorie, o tranziție de la un punct la altul, decât să devină tot timpul o bătaie, o luptă, o n-ai făcut, n-ai dres, nu e suficient de bun, toate lucrurile astea. Și să trăiești altfel. Adică eu văd, eu știu mine, în primul rând, pentru că știu viața mea înainte de 2007, știu, eu sunt ca viața înainte de Iisus și după Iisus, știi? Înainte de Loredana înainte și de 2007. Dar cu Loredana... Da, și într-adevăr și absolvenții mei spun că viața lor este înainte de Academia cu Loredana și după Academia cu Loredana. Fantastic. Și într-adevăr e un feedback pentru mine extraordinar care mă motivează, mă alimentează pentru a putea să merg mai departe, că într-adevăr oamenii își schimbă viața în bine. Că poți să o schimbe și în altă direcție, dar își schimbă viața în bine, ies din relații abuzive, ei nu mai abuzează pe alții. Da. Pentru că e clar, în momentul în care stai într-o relație abuzivă, bun, tu ești victima în relația respectivă, dar când ești în exteriorul acelei relații, vei căuta să fii tu persecutor față de o altă victimă, să, apropo de răzbunare, da? Să scoși și tu cămașa pe undeva, că altfel explodezi. Acel triunghi dramatic. Acel triunghi dramatic, exact. Și nu faci altceva decât să stai prizonier în triunghiul bermudelor din noi în Academie. Da, păi super, știi cum e, ce intri acolo? Super concept, da. Iese total schimbat în bine. Exact. Bine. Să iasă, să-ți asumi rolul de adult, să-ți asumi că e posibil și tu să abuzezi, să manipulezi, să fii neetic, să toate lucrurile astea, astfel încât să te poți corecta, să poți schimba la tine. Dacă eu zic că sunt sfânta venită pe pământ și nu mai am nimic de schimbat, păi nu, mi-am închis urechi, ochi și aia, ce să mai iau pic și foaie? Că dacă iau pic și foaie, mă sperii. Așa că lasă, nu mai iau pic și foaie. E un pericol foarte mare. Dar după ce treci de toate etapele astea, lucrurile sunt foarte simple și devine un mod de viață. Un mod de viață, asta adică, contează, da. Nu-ți imagina acum că e o corvoadă de aia de, nu știu, pentru mine ar fi o corvoadă, de exemplu, să mă duc să sap pământul, pentru că nu mă pricep, de asta ar fi o corvoadă. Da. Pentru cineva de la țară ar fi ceva... Normal. Cum ar fi micul dejun. Micul dejun, da. Exact. Nu e o corvoadă, e doar pur și simplu să-ți dai un pic de atenție ție. Sentimentelor tale, gândurilor tale, chiar câteodată am primit și critici, evident. Cineva spunea că în Academie oamenii spală creierii, așa, că eu le spăl creierii. Așa. Și eu am spus, super tare, păi cum te speli pe piele? Cum te speli pe dinții? Cum spăl haine asta? Aveți cuvinte, ai cuvintele la tine acolo. Normal, zic, nu am mai să spălăm și creierii din când în când, pentru că s-au intoxicat, sunt în bui bază toate rahaturile. Așa e. De toate traumele, de toate suferințe, de toate cuvintele urâte care ne-au fost puse. Pentru că cuvintele, din punctul meu de vedere, sunt cele mai puternice arme. Cu cuvintele poți să dărâmi un om sau poți să ridici un om. Un om care nu știe exact pe ce pământ calcă, încă nu s-a regăsit pe el și este programat într-o formă sau alta, este ca o frunză în vânt în momentul în care se interacționează cu anumite cuvinte. Dacă vine cineva și îi spune, ești bun, ești extraordinar, eu cred în tine, ridică-te, tu, nu eu, tu, ridică-te, omul acela are șansă să se ridice, să-și descopere potențialul. Apropo de asta, iartă-mă, te rog că te întrerup. Eu sunt vizual și mi-apar
Pentru fiecare cuvânt mi apare imagine, film, carte, om, loc, pic. Forrest Gump. Da. Mama lui. Apropo de ceea ce spuneai. Copiii la școală îmi spun că sunt prost. Așa spunea el. Zice, nu. Tu ești special, ești diferit și da, ești geniu. Însă da, ai de făcut. Da. Îmbunătățiri. Ai de lucrat. Extraordinar. Da. Exact același principiu. Da. Oamenii sunt genii, dar doar să-și asume să lucreze cu ei. E adevărat că în această călătorie de descoperire a genialității, la început ești singur, dacă ți-o amintești în Forrest Gump, da? La început ești singur. Da. Însă, într-un final, se întâmplă un miracol. Oamenii ceilalți te vor urma. Și numai că te vor urma, tu vei deveni inspirația lor. Da, și mie mi se ridică părul pe mine, pentru că este un... Eu, pentru mine, asta e misiunea mea pe pământul ăsta. De asta m-am născut. Și eu vreau să... Eu zic mereu că... Și eu. Da, super, este extraordinar. Vreau să împart fericire. Da, prin călătoria prin mea. Prin călătoria mea personală. Prin a fi eu autentic cu mine. Adică, la mine, ideea de a fi autentică cu mine, de a fi etică, de a iubi, de a prețui, de a fi pozitivă, da, este o misiune deja. Pentru că îmi dau seama că toate aceste lucruri influențează într-un mod extraordinar oamenii care mă urmăresc. Sub o formă sau alta, că văd această emisiune. N-ai idee. Mi-am adus aminte acum de o fază în care am avut la un moment dat o conferință cu 1000 de oameni în sală. Și e pe YouTube de altfel. Știu. Și mi-am adus, și mi-am adus aminte exact înaintea conferinței. Da? Mi-a trimis o tipă un mesaj în care mi-a spus să-ți mulțumesc din suflet. Te rog, continuă să faci ce faci, pentru că eu acum 3 zile încheiasem socoteala cu viața. Și căutam pe net cum să. Adică cum să termine cu viața. Și am dat de tine într-un video. Am dat și am sărit dintr-o emisiune, într-un video. Și mi-am dat seama că de fapt am pentru ce să trăiesc. Și îți mulțumesc că mi-am găsit un motiv pentru care să trăiesc și pot și eu să fiu fericită. Și asta în 3 zile. Deci mi-au dat lacrimile și chiar am povestit în conferința respectivă. Nu o cunosc, nici n-am văzut-o vreodată, nici nu știu cine este, da, nici nimic. Dar într-un anume moment din viața ei a interacționat cu mine pe online, că nu pe fizic, online, da, pe online și cu toate astea și-a schimbat viața. Și sunt milioane de oameni de genul acesta și atunci nu e păcat să te întorci la o viață în minciună, da, în fraude, în... Nu știu, în o viață sub demnitatea ta, da, nu-i păcat când fiecare om de pe pământul ăsta de fapt poate să crească într-un mod extraordinar. Ca să înțelegem, nu sunt un geniu al muzicii, al inteligenței. Acum, să nu fim modești, ce suntem? Suntem, da, pur și simplu. Ok, sunt un geniu uman. Da, tu ești un geniu uman. Cosmina e un geniu uman. Cel de acasă e un geniu uman. Nu așa contează e, ce profesie, noi, că da, poți să n-ai niciun fel de profesie, poți să, nu știu, să muncești pământul, poți să fii doctor, docent, nu contează. Ideea este că viața ta contează. Asta da, e foarte important. Eu mulți ani n-am știut. Eu am crezut că viața mea contează atâta timp cât dau altora. Atâta timp cât, cum mi-a spus o clientă de-a mea într-o sesiune de coaching, da, din diasporă, a conștientizat că, și a spus o chestie dureroasă, o să o spun și eu pe vorbe, sper să fie ok la nivel de vorbe, a spus, eu am constatat că, de fapt, pentru familia mea sau pentru cei de acasă, asta e altă discuție, ea stătea într-o altă țară și numea acasă România, nu sunt altceva decât o vacă de mulți. Deci vreau să spun, când mi-a spus cuvintele astea, care sunt foarte dure, pentru mine cel puțin, mi s-a ridicat părul pe mine, pentru că la momentul ăla și eu eram cam prin zona aia. Și am spus, ok, uite cum îmi trimite mie Universul oameni cu cuvinte, că tot vorbeam de puterea cuvintelor. Care schimbă vieți, da. Care îți schimbă vieți, pentru că am conștientizat că așa făceam și eu. Și este dureros, pentru că de fapt tu poți să fii mai mult decât o vacă de mulți. Orice om poate să fie mult mai mult. Este un geniu, poate să facă orice. Deci asta am văzut, milioane de oameni mi-au arătat. Cel puțin mii de oameni care am lucrat eu față în față, că au fost cursuri, că au fost grupuri, că au fost conferințe, că au fost, de fapt, că sunt 100.000 în total. Dacă stau să fac să sunt cam 200, că i-am numărat eu. Nu știu, pe care nu-i cunosc fizic, adică nici pe care mi-am întâlnit, îi știu doar din mediu. Inspirat, da, da, prin tot ce știu că, de exemplu, am fost în state și au zis, așa am ajuns de altfel. Eu mă sunt concediu și cineva de acolo mi-a spus, te rog, te urmăresc pe YouTube când vii, că am postat eu că ajung la Chicago. Când ajung la Chicago vreau să ne vedem, vreau să ne cunoaștem, vreau așa și așa am ținut curs acolo, am ajuns să țin cursuri, să țin seminarii. Adică oameni pe care nu-i cunoșteam până atunci și de fiecare dată cunosc oameni noi. De asta spun, nu că aș fi eu un geniu din ăla, nu știu de care, altfel de geniu sau vreo deșteptăciunea secolului sau mai știu eu ce, un om, se vede, nu zici fotomodel, deci nu, sunt un om absolut normal.
Ideea este că fiecare om absolut normal poate să facă lucruri extraordinare, doar să-și dorească și să lucreze cu el, pentru a-și elimina toate piedicele acelea mentale, să-și spele creierul un pic de îmbârseala cuvintelor și convingerilor că România e nu știu cum, că românii nu știu ce, că tu aici nu poți să faci nimic, că ești prost, că ești aia, că ești aia, că ești aia. Dacă scap de toate aceste bagaje, se întâmplă lucruri extraordinare. Oh, dar super. E de muncă. Este de muncă. E, această parte este puțin mai delicată pentru că unii nu vor să facă. Atunci e treaba lor. Eu nu-i mai, apropo de asta... Nu forțăm pe nimeni. Da, păi nu, că e așa buza. Pe de altă parte, un om dacă nu este pregătit să lucreze cu el, nu este pregătit să facă față realității absolute din viața lui, acel om nu face față și e posibil să-și taie venele. Și atunci este nevoie de o călătorie, e nevoie de o perioadă de tranziție, cum numesc eu mai nou. Pentru că un pic, în timp ce descoperi diverse lucruri urâte din realitatea lui absolută, poate foarte bine să înceapă să vindece bucățica aia, să mai înfocționeze un pic, să mai prindă un pic de curaj, să mai facă, după care iar să mai descoperi, iar mai face. Înțelegi? Adică un pic în pași, dacă e ceva foarte brusc, din punctul meu de vedere se numește abuz. Aha, și și în loc să-i faci un bine omului, asta-i și învăț pe specialiștii în activitatea de coaching pe care îi formez, cu iubire. Cu iubire, voi după ce o să lucrați cu 1000 de oameni, unul la unul, cu 2000, adică o să înțelegeți foarte multe lucruri despre un om, fără să mai deschidă gura, pentru că e normal, ați văzut atâtea cazuri încât e firesc. Atenție și la chestia asta, să nu proiectați voi, să nu interpretați voi, să nu băgați oameni în cutiuțe, pentru că oamenii sunt unici. Chiar dacă ai 300 de sesiuni pe divorț, nu seamănă una cu alta. Da, cazurile sunt diferite, oamenii sigur, la fel. Oamenii sunt diferiți, adică atenție la capcanele acestea. Și atenție să nu forțați prea mult, să nu intrați în lucruri unde clientul încă nu-i pregătit. Și ei mă întreabă, dar cum știu eu când clientul e pregătit? Păi foarte simplu, observ prin tot ce e asta. Când tu i-ai pus o întrebare, observ ce îi se întâmplă. Dacă observ că îi se mișcă foarte mult, lasă-l stand-by și vezi clientul dacă duce mai departe. Până unde duce clientul, până acolo este perfect. Chiar dacă tu poți să vezi mai mult decât atât. De exemplu, mie mi se întâmplă concret. Datorită, e deja publică treaba că am fost abuzată sexual în copilărie și vin multe cliente pe chestia asta la mine. Și cliente care nu știu, au fost abuzate, n-au fost abuzate și vin să mă întrebe pe mine. De parcă eu aș fi un ghioc acolo sau dau un bobi sau eu știu ce dau. Ce curaj! Da! Și tu ce crezi? Exprima? Crezi că am fost din ce exprim eu așa? Din ce... Și eu spun, nu știu. Cu toate că de foarte multe ori îmi dau seama. Dar spun, nu, habar n-am. Nu știu. Tu ce crezi? Tu ce ți-aduce aminte? Tu ce vrei de fapt să obții? Tu ce... De ce? Pentru că dacă ele nu sunt pregătite să-și aducă aminte sau să-și conștientizeze lucrurile astea, eu nu pot să le pregătesc pentru treaba asta. Este treaba lor să se pregătească. Altfel aș face rău, că nu ar putea suporta realitatea. Și atunci zic, habar n-am. Am învățat cuvântul habar n-am, apropo. Da. Chiar există în dicționar. Chiar există, deci ok. Să-l folosim tot. Nu știu. Deci foarte, deși le-am spus și absolvenților, cursanților, este ok să spui, nu știu. Nu știu. Și atunci este perfect. Ce părere ai? Să fac aia sau să fac aia? Chiar habar n-am. Tu ce părere ai? Asta-s dialogul, știi? Frumos, ca în dialogul lui Platon. Sunteți, ești la bază inginer chimist. Da. Cum ai reușit? Cum am reușit să ajung inginer chimist sau cum am reușit să fac de la inginer saltul calitativ, cuantic, pentru că totuși, oricum, formația de inginer se vede. Structură, etică, reguli. Da, așa este. Self-esteem, self-management și așa mai departe. Totuși este inginer, coach, antrenor, om de proiecte, speaker, autor, călător și ce să mai spun. De toate! Așa este, așa este. Într-adevăr, mie chimia mi-a plăcut foarte mult pentru că am avut o profesoară genială în clasa 6-a, când am început chimia și a spus așa, atât țin minte. Da. Tot ce vedeți, tot ce simțiți, tot ce mirosiți în jur și tot ce auziți în prejurul vostru, este chimie. Haina aia pe care o porți este chimie. Masa asta este chimie. Fantastic. Și eu mă uitam, cum adică e chimie? Asta e chimie, dar ce e aia? Dar mi-a deschis așa o curiozitate din asta și am spus, băi, profesor, dacă totul e chimie, hai să văd și eu, să-mi văd și eu cum adică asta e chimie. Și asta e chimie. Și mi s-a părut așa fantastic.
Combinată cu partea de fizică, mie mi-au plăcut extraordinar de mult și partea de matematică foarte puțin. Nu m-am gândit în viața mea că o să-mi placă ceva de scris comentarii sau cum erau de interpretat poezii. Sau cum, astea erau lacunele mele maxime în tinerețea mea de școlară, să zic așa. Prima sută de ani e mai grea, după aia... Așa am zis eu, ca după aia să ajung să scriu articol. Deci asta pentru mine a fost... am zis, imposibil. Ca să vezi, niciodată nu zic... Niciodată, da. Exact. Niciodată. După care am urmat partea asta de chimie, mi s-a părut mie fantastică de altfel. Uh-huh. Am terminat Politehnica din București și după care am lucrat în partea de chimie, chiar am lucrat în partea de chimie, după care am plecat și în China, am fost plecată un an de zile, uh-huh, tot ca director de producție, dar pe partea asta de alimente. Mie mi-a plăcut că se și vede. Mie îmi place mâncare. Foarte bine, atunci erau pe sucuri, pe băuturi alcoolice, nu le beau, nu le am cu băutul, dar în schimb cu mâncatul le am. Da. Păi cum se vede? Păi trebuie să și mâncăm, vorba aia, că da, avem nevoie, exact, de energie. Exact. După care mi-am deschis o firma mea pe partea asta de chimie. Felicitări. Da, mulțumesc. Și super tare. Până a venit momentul 2007. În momentul 2007 la mine a fost un moment crucial, pentru că eu toată viața mea până în 2007, din copilăria fragedă în care eu mi-aduc aminte, am crezut că după ce voi avea bani, voi fi fericită. Și marea surpriză a fost? Măi, nu știu cum să spun, dar ăștia de la bancă m-au păcălit că pe lângă banii nu știu câți din cont nu mi-au dat și un kilogram de fericire. Eu așa credeam. Fantastic. Deci eu credeam că atât ce o să am case, mașini, soț, așa, copil, nu că am descoperit după aia că nu mi-am dorit, dar asta e partea a doua. Uh-huh. Am zis ăștia din bancă, sigur o să-mi pună așa mie în depozit special acolo, un kilogram de fericire. De fericire, așa. Măi, și nu mi l-au pus. Nu l-au pus. Păi nici acum nu o fac, să știi. Nici acum n-am fac. Depozit la purtător, dar eu n-am știut atunci. Eu atunci am crezut că e depozitul vine din exterior. Că banca o să-mi dea un kilogram, că mama o să-mi dea jumătate, că sora o să-mi dea, că fratele, că angajatul, că... Eu așa am crezut, prietenii, că e treaba lor, nu că de stau pe pământul ăsta. Da, să mă facă pe mine fericită. Ideea nu este la în totalitate. Da. Deși totuși... Mai și am luat o mare țeapă pe românește. Bine ați venit în club. Da. Bine ați venit în club. Că am descoperit fiecare de fericire, că nu e nici în bancă, nu e nici la mama, nici la soț măcar. Nici măcar la soț nu era. Da. Nici măcar la pisici, că aveam și pisici. Da, aveți și un câine. Avea și câine, exact. Da. Deci am și câine, exact cum mai am. Asta spun. Și am descoperit, mai stai un pic, că eu caut în părțile greșite. A fost șocant pentru mine. Da, așa e, trezirea aia. Mi s-a pus într-o mare depresie la vremea respectivă. În 2007. În 2007. La mine a fost înainte și după 2007, exact cum ziceam. Da. Și abia după aceea am spus, ok, trebuie să fac ceva. Trebuie să fac ceva, trebuie să învăț altceva, trebuie să descoper, trebuie, nu știu, am simțit brusc nevoia că n-am informație. În primul rând că nu am informație. Adică degeaba eram un inginer extraordinar, degeaba eram un om de afaceri extraordinar, degeaba eram o soție probabil bună, habar n-am, rămâne soțul meu să-l întreb pe el, o fiică probabil bună, dar rămâne să-i întreb, adică degeaba, pentru că am descoperit că de fapt eu nu eram ok cu mine, nu știam să gândesc, nu eram autonomă mental, să zic așa, eram hățuită. Știi, după cum zicea unul sau după cum zicea celălalt și mi-am dat seama că îmi lipsesc informații, în primul rând informații. Și atunci am început să caut informații. Cum? Ducându-mă la cursuri. Și la oracul de la Delphi, acolo. Cunoaște-te pe tine însuți. Da. Nu înțelegeam asta. Deci o citisem și eu sau auzisem la orele de filozofie. Da. Și de... Da. Deci nu păcănea cu mine nici o culoare la vreme. Da. E ce mare lucru, că doar știu cine sunt. Așa. Eram atât de, nu știu, de nepregătită, să zic, la vremea respectivă. Adică nu-mi dădeam seama, cum ai că să nu te cunoști, dar e simplu, frate, că știi cine ești. Da. Adică nu, acum am învățat și înțeles că, oh, și cu cât taci mai mult, cu atât te cunoști mai mult. Păi de asta avem o gură și două urechi. Da, da, sunt perfect de acord. Eu în Academie chiar le spun, dacă ceea ce spui tu nu este mai valoros decât tăcerea, faci Dumnezeule din gură, că faci mai bine decât să vorbești. Extraordinar. Și la mine a devenit un motor de viață. Apropo de asta, nu mi-aparține, era pe ceva într-o cafenea. Dar mi-a rezonat atât de puternic și mi s-a părut atât de important ca să vorbești doar dacă aduci valoare celorlalți. Cum aduci valoare celorlalți? Da, vrei să vorbești despre ce ai trecut, dar fă-o din postura de supraviețuitor.
nu din postura de victimă. Este o diferență foarte mare. Victima, ești victima atunci când te folosești la nivel subconștient, fără să conștientizezi, da, de o experiență oricare, nasoală din viața ta, anterioară, posibil traumatizantă sau în fine, da, dar te folosești de ea pentru a-ți explica eșecul de astăzi. Aha. A, păi știi, eu normal că nu pot să am o familie, pentru că uite, părinții mei au divorțat și am fost foarte traumatizată și am fost foarte nu știu cum și cum să... Asta este dialogul unei victime. Ce face un supraviețuitor diferit? Folosește experiența și energia aceea pe care a avut-o și a simțit-o în copilărie pentru a construi astăzi. Pe ea. Pentru a clădi. A clădi, da. Da? Deci cumva pentru a se vindeca și a-și clădi și a scoate mai departe ceea ce este bun. Nu rămâne blocat în a-și explica eșecul datorită lui bunica și lui tăticu și lui nu știu care de acum 100 de ani. Fantastic. Și pur și simplu, astăzi folosește acea energie pentru a crește. Și mi s-a părut genial, nu mi-a fost foarte clar această diferență între victimă și supraviețuitor până am văzut pe Discovery. Eu sunt foarte pasionată de psihologia crimei. Ca idee, o pasiune de-a mea. Și mi se pare fascinant. Și era un puști, avea 12 ani, 13 ani, care a dat o lecție genială. Și el a spus, fusese împușcat de tatăl său, vitre, o poveste, nu mai contează, dar el a spus ceva de genul, eu acum aleg să nu fiu victimă. Și reporterul a întrebat, dar ce înseamnă să fii victimă? Că ești o victimă, ai fost împușcat. Nu, eu sunt supraviețuitor. Păi și care e diferența? Și exact asta a explicat puștul de 12-13 ani și am spus, wow, mi se ridicase pielea pe mine cât de înțelepți sunt copiii de altfel, cât de geniali sunt până să înceapă să fie contaminați de noi adulții, ăștia mai nevindecații, care începem să le băgăm că viața e grea, că nu valorează nimic, că să-și vadă locul, că să capul plecat, sabia nu-l taie și alte prostii. Credințele limitative acelea. Credințele limitative, exact, acele gânduri negre. Astfel încât până la urmă ajunge să zică că lumea este sub pământ, că dacă este sub pământ, cine știe cine mă omoară. Ce păcat. E păcat. De asta e nevoie să creștem, e nevoie de informații. Eu de asta am început și am făcut milioane de cursuri. Deci am avut, cred că 5 sau cred că 6 ani am avut în care n-am avut aproape weekenduri. Soțul meu chiar mi-a spus, măi, dar noi nu mai mergem nici pe undeva, nu? Că majoritatea cursurilor erau în weekend pe vremea respectivă. Da. Și atunci eram, cum să spun, orice, nu conta, ce-mi pica în mână, cu care rezonam, bineînțeles, cu unele am avansat, cu altele m-am oprit, depinde, știi cum e, ce ți se potrivește. Exact. Pentru mine coaching, NLP și analize tranzacționale sunt baza. Eu sunt ok, tu ești ok. Da. NLP. Da. Deci mi se par geniale. Și atunci astea pentru mine sunt baza. Și să oamenii le fac geniale, ca ele să existe, oamenii prin practica lor. Adică orice mașină, orice avion ai avea, dacă nu ai omul potrivit care să-l conducă sau să o conducă, nu faci absolut nimic. Da, mai ales că aici acum sunt și trainer. Atunci eram cursant, da, acum sunt trainer de Și de când am fondat academia din 2014, formez specialiști. Recunoscuți de altfel. Și atunci, în toată lumea. Da, și inclusiv de Ministerul Educației, de atunci. Dar și în toată lumea. Asta a fost bună. Da, și atunci e foarte importantă etica trainerului. Etica, da. Pentru că chiar am avut un feedback extraordinar la un moment dat de la o absolventă care a spus public pe YouTube că i-a plăcut foarte mult că eu sunt genul de trainer care și practică ce spune, nu ca popa, cum e vorba aia, popa face sau nu face sau... Da. Asta a spus că a apreciat foarte mult că sunt genul de trainer care, pe lângă că învăț alți oameni să facă ceva, eu personal aplic ceea ce vorbesc. Păi ține de autenticitate din punctul meu de vedere, ține de modul meu de a deschide ochii dimineața. Că dacă nu fac lucrurile astea, eu intru în conflict cu mine. Și atunci toată munca mea începe, eu, nu-i face nimeni rău, eu încep să o dărâm pe toată. De aceea am grijă în fiecare zi să fiu aliniată. Ceea ce mi se pare, din punctul meu de vedere, cheia fericii. Ceea ce gândesc, cu ceea ce simt și cu ceea ce fac să fie același. Să nu mai mă prefac. Echilibru perfect. Cât se poate. Și se poate. Doamnelor și domnilor, acum... Mă simt inspirat întotdeauna când am oameni și sunt binecuvântat să am oameni extraordinari în jurul meu și mulțumesc creatorului meu pentru asta, că m-am născut sub o stea norocoasă într-o duminică la ora 12. Nu știu de ce spun asta, dar îmi place. Așa sună de sexy. Ok. Și am și uitat. Este regulă.
Asta poate ne spune, m-am născut la Joy Jacket la ora 2 noapte. Ideea este că fiecare om se naște sub o stea norocosă. Indiferent ce i s-a întâmplat și ce i se întâmplă. Frumos, și ce frumos se întâmplă... spus, și asta este un adevăr fundamental. Da. Chiar de la începutul lumii. Da, da, da. Ok. Ce vreau să întreb, că mi-am amintit între timp, a fost un joc, desigur. Cum arată fericirometru Loredanei? Mi-a venit acum, să vedem. De ce super tare e faza asta? Păi, să vedem cum, că am vorbit de fericire și așa. Păi, în primul rând îmi observ când sunt în prezent. Da. Ca să ne înțelegem. Când sunt în prezent, mă antrenez să fiu cât mai mult în prezent. Nu zic că-mi iese. Mm-hmm. Acum am ajuns pe la 60%, cred, 70%, să fiu destul de conștientă în prezent. Da. Dar când sunt în prezent, îmi analizez gândurile. Și îmi dau seama gândurile, stările, proiecțiile mele pe care vreau să fac pentru viitorul meu. Cumva sunt conștientă de ce mi se întâmplă. Și dacă, apropo de fericitometru, da? dacă mă trezesc sau devin conștientă de faptul că am niște gânduri, băi, știi, dar nu fac aia că nu o să iasă și că nu știu cum, sau măi, uite, ăla mi-a zis nu știu cum, adică, dacă îmi dau seama că am asemenea dialoguri interioare, zic, ok, stai puțin că e nevoie de curățat ceva acolo, de spălat creierii, că au luat-o un pic prea asta și s-au intoxicat. Probabil că am chiulit de la pic și foaie vreo zi, două, sau cine știe, n-am făcut pe bucata pe care ar fi fost potrivit. Extraordinar. Este foarte important, când am chef de viață, când mă dau jos din pat, dimineața vorbesc acum, când mă dau jos din pat și spun wow, ce zi super tare, abia aștept să văd ce experiențe miștoace am astăzi, da. E clar că sunt fericitometrul meu e high. E very sus, high. De tot, sus, da. De tot, da. Când zic, aoleu, s-a făcut 8 dimineața sau 9, eu cam așa mă trezesc, s-a făcut, da, mi-e cam lene, nu prea am chef, na, zic, ok, îmi dau seama că fericitometrul meu e pe nu știu unde. Dacă încep să bârfesc, dacă încep să cancanagesc cu cineva, dacă încep să... Cuvânt nou, da, pe care îi învăț. Cuvinte. Vine mint în club. Deci, canca cum? Cancanagesc. Deci, numai cancanagiți. Da, serios, am observat cea mai joasă vibrație pe care eu o am, este în momentul în care fericitometrul meu s-a dus sub pămânsărele, deci nu la josul cel mai, sub pămânsărele s-a dus, deci așa a picat din copac. Sau ESA, depinde. Da, sau ESA, da. Îl am când mă apuc eu, da. Ceea ce mulțumesc mie în primul rând că mi se întâmplă extraordinar de rar, dar dacă mi se întâmplă, să mă apuc eu să cârcotesc așa, da. Să cancanagesc, cum spuneam, despre cineva, de ce face sau de ce nu face ceva. Atunci fericirea mea se scurge, știi cum? E ceva uimitor. Extra. Și numai că se scurge. Știi ce mi se întâmplă? Mi se herpes. Deci am observat niște chestii. Aha. Reacționează corpul. Reacționează corpul. Da, da, da. Este o somatizare puternică a interiorului. Exact. Scoate la suprafață ceea ce se întâmplă în interior. Îmi somatizează în așa fel încât începe să-mi apară herpes. Deci e ceva incredibil. Și spun, ok, iar am dat. O dau în bară, îmi realizez de atunci. Da. Dar spun, ok, hai să repar ce am... E adevărat, nu mi s-a mai întâmplat treaba asta câte vreo 6 luni. Dar sunt foarte atentă, că tendința e mare. Eu în copilărie am crescut foarte mult cu bârfă. Nu știu tu cum ai crescut. Dar la noi, în casă, se bârfeau toți vecinii, toate neamurile, toate... Deci nu conta ce, oricine, orice, cu ce se îmbracă sau nu se îmbracă, mănâncă sau nu mănâncă, face sau nu face. Adică este o ocupație primordială. Se numea socializare. Adică atunci, și, da. Da, și cu prietenele chiar mele ulterior. Chiar și acum există reminiscențe. Sigur, există reminiscențe, că până te trezești să-ți dai seama. Da, da, există, da. De exemplu, pe vremuri, mă întâlneam cu o prietenă de-a mea și ce crezi că era subiect de discuție? O altă prietenă comună. Mă întâlneam cu ailaltă, ce crezi că discutam? Despre asaltă. Și tot așa, deci erau mocirile din aia, așa. Fantastic. Și mă miram că nu eram fericită. Păi cum să fiu fericită dacă mă alimentam cu toate judecățile? Când în realitate, de fapt, asta se numește abuz. De unde să știu eu că cel care a luat decizia X sau Y a făcut bine sau a făcut rău atâta timp cât eu nu sunt în papucii lui? Eu să am bunul simț să mă uit la viața mea și să-mi asum eu deciziile mele să fac albă sau bleu sau colorată sau ce vreau. Atunci să mi le asum. Dar bârfa, pe de altă parte, este un canal prin care te mută de la tine. Adică, pe de altă parte, când nu ești pregătit emoțional... Bârfa te salvează să te gândești la tine.
De aceea oamenii care au probleme foarte mari se aruncă în foarte multe bârfe să le ține mintea ocupată. Se uită la televizor, la toate emisiunile de scandal și toate cele, ca să le iasă cumva furia aia pe televizor. Nu că ei ar avea ceva de rezolvat, că nu conștientizează. Sau, din contră, se apucă de muncă, din asta până la epuizare. Fac în așa fel încât să n-aibă o secundă liberă, pentru că dacă ar avea o secundă liberă, mintea începe să lucreze. Să zică, bă, stai puțin, că totuși, uite ce a făcut soțul, sau uite ce a făcut șeful, sau uite ce a făcut ăla, sau uite, tu cum vrei să crești în treaba asta, sau tu ce vrei să faci, uite copilul tău cum se comportă, uite tu ce faci în anumite situații, e ok când tu te duci la Popescu și vorbești despre Ionescu în ultimul hal, după aceea te duci la Ionescu și vorbești despre Popescu, tot în ultimul hal. Când începi să gândești, te lași de sportul extrem, numit bârfă. Și eu mulțumesc Dumnezeu, am scăpat de el. Dacă nu am scăpat, nu-i bai, herpesul e la purtător. Adică îmi arată imediat. Da, 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 există semnale. Există semnale, dacă eu cumva nu-mi dau seama. Când mi s-a întâmplat treaba asta, acum vreo 6 luni, de fapt era la mare, am fost într-o tabără cu absolvenții din academie și mi-a ieșit un herpes. Așa. Și am spus, măi, ce Dumnezeu am făcut? Deci nu conștientizasem. Am spus, ce Dumnezeu am făcut? Că am făcut ceva. Da. De mi-a ieșit herpes. Și mi-a spus, păi poate n-ai băut apă și ți-a setei. Lasă-mă în pace că doar nu beau apă și, nu, și mi-e sete de 100 de ori. Dar nu de 100 de ori fac herpes. Așa. Eu știu deja că fiecare chestie de sănătate, de orice, este o exprimare a unei emoții. Da, dar da, nu da. Știam care e aia. Te-am spus, mă, stai să văd. Care-i codul emoțiilor? Hai să văd. Eu am vorba, o pun la dospit. La dospit. Zic, băi, ce am făcut eu și nu a fost prea etic în ultima perioadă. Ia să mă gândesc eu ce am făcut eu. Și în ultima perioadă, azi, ieri, că da, 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 aproape, s-a întâmplat. Da, nu acum o lună. Azi, ieri, s-a întâmplat ceva. Și mi-am dat seama că am vorbit cu cineva despre altcineva, nu în sens neapărat critic, dar în sens ca și cum aș fi știut-o mai bine ce ar fi trebuit să facă persoana respectivă. Și când mi-am dat seama de asta, am zis, ok, Loredana, dragă, ia pic și foaie, că ea e călcat în străchin. Ia spune-mi tu mie, că mi-am luat pic și foaie atunci în tabără, mi-am dat seama. Și am spus, ia spune-mi tu mie, dragă Loredana, despre ce altă chestie, alt subiect din viața ta fugi și ai găsit tu repede să te bagi în treaba altuia. Aha, există o conexiune desigur, din trecut cu comportamentul actual. Desigur, eu de fapt fugeam de o chestie de a mea să-mi o rezolv. Știi, e ca atunci când ai examen, și tiparul ăsta l-aveam și în copilărie. Ai un examen sau ai o teză sau ai ceva important de făcut. Bă, și bus te apucă de făcut curat, de făcut mâncare, de ieșit în oraș, de dus la coafor. Deci te apucă brusc orice altceva, mai puțin ăla. Da, este o tendință de amânare, de procrastinare. Exact. Da, și mi-am dat seama că eu asta făceam. Eu de fapt am găsit calea prin care, la nivel subconștient, evident, abia după ce am scos pic și foaie și mi-a luat 2 zile de muncă, am descoperit mecanismul. Aha. Adică nu așa... Ați... Cum? Da. Ai exact. Desfăcut metafora? Sau cum spuiți da, așa da. Frumos? Am desfăcut metafora, exact, ca să văd, de fapt, ce mi se întâmplă și am spus, ok, din ce anume fug eu din viața mea sau de o chestie de rezolvat de-a mea, de-a mea personală, și m-am găsit eu repede să rezolv treburile altora. Da. Când ale mele rămân nerezolvate, ce e chestia de care fug eu din viața mea? Și imediat mi-a ieșit, bineînțeles. Bine, imediat, în 2 zile. Chiar imediat. Păi, unii au lucrat. Da, bine, poți să lucrezi și 3 luni pe treaba asta, sau poți să lucrezi și 5 ani. Că, apropo de asta, un client mi-a spus ceva legat, că nu sunt ca un fel de ceapă, zic imediat. Și mi-am dat seama că eu, de fapt, găsisem calea la nivel subconștient să mă fofilez așa, ăsta e alt cuvânt, nu știu dacă există în Dex. Probabil că da, dacă nu există îl scrie. Să fug, da, deci să fug de ce aveam eu de rezolvat în ograda mea, că vezi, Doamne, dintr-o dată m-a început să mă preocupe ograda vecinului, știi? Capra vecinului, apropo de capră. Haideți, propun să vorbim de capră într-o emisiune viitoare și să tratăm un sindrom, sindromul caprii vecinului, să vorbim, să vedem cum putem vindeca ori sindrom, ori capra, sau împreună. Separat exact, și oamenii. Loredana, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faci, pentru tot ceea ce ești și pentru faptul că ai investit timp, iubire, să vii astăzi aici, pentru că este o investiție. Da, așa este. Cu multă iubire și o fac cu multă dragoste, pentru că știu că aduce valoare, știu că sunt oameni care în urma dialogului nostru vor începe să gândească în felul lor și vor lua doar ce li se potrivește. Apropo de asta, nu dețin un adevăr absolut sau am ieșit din filmul ăla în care eu am dreptate. Nu e adevărat, n-am nicio treabă.
Eu doar împărtășesc din experiența mea și a oamenilor cu care lucrez. Ceea ce și tu faci. Însă cei de acasă au șansa să discearnă, să aleagă, să pornească motorașele. Uh-huh. Poate unele sunt mai profuite, poate unele sunt foarte ascuțite. Ideea este, indiferent cum, se ia ce li se potrivește. Pentru mine e foarte important lucrul ăsta. Să arăt că da, se poate. Doamnelor și domnilor, da, se poate. Cu acest mesaj inspirațional și inspirator, ne vedem și mâine. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult.